Pentru zodia Capricorn și cei cu ascendentul pe Capricorn, săptămâna 26-31 iulie 2021 aduce pe soare un prim plan pentru că vă susține. În transformare, în schimbare, puteți să vă asigurați că vă regenerați în plan personal, în plan material. Sunt posibile partaje, este posibil o cunoaștere ocultă, este posibil să lucrați cu informații ceva mai ascunse publicului larg. Este o săptămână în care se începe cu Pluton pe casa personalității, este în opoziție cu Mercur însă și această opoziție aduce pentru voi în primul rând unele aspecte. Acestea țin de faptul că Pluton în această relație de opoziție cu Mercur aduce revoltă, aduce intrigă, aduce nervozitate, aduce relații de familie care pot să se remarce prin tendința de diferențiere, de ruptură chiar. De asemenea, Saturn este mers aparent retrograd în Vărsător și este pe o casă unde aveți resursele și bunurile materiale și vă arată exact unde trebuie să interveniți, unde ați greșit, unde trebuie să remediați lucrurile, dacă puteți observa de altfel unde acțiunile voastre greșite au dus la limitări, la blocaje, la lucruri pe care țin de lecțiile lui Saturn, mers aparent retrograd în Vărsător. Aceste lecții sunt în primul rând legate de experiențe sociale pe care le trăiți împreună cu ceilalți la nivel colectiv, la nivel global. Nu este vorba de acele experiențe individuale aici când este vorba de lecțiile lui Saturn. Oricum, aici este vorba de o perioadă de reanalizare a unor alegeri din trecut, când e vorba de Saturn, datorită faptului că se află în mers aparent retrograd în Vărsător, pe o casă unde aveți resursele și bunurile materiale.